Este un pic mai aproape de mine. Cred că e maxim un pic. Deci... Când Carol I vine, vine în România, pentru că nu are un castel așa cum trebuia să aibă la București, se hotărăște să-și construiască aici reședința regală. Fac o mică paranteză. Cam ăsta e tonul vocii în Peleș. Vedeți că sus mai sunt niște grupuri. Ideea e să ne facem timpii de așa natură, încât să nu ne interferăm prea mult cu colegii care sunt înaintea noastră, pentru că atunci apare bruiajul între ghizi și e complicat pentru turist să mai înțeleagă ceva și trebuie să încercăm să facem oarecare distanță, să o păstrăm. De-aia, în momentul în care intrăm pe ușa de acolo, trebuie să fim atenți să vedem dacă e grup în hol. Doamnele care sunt la supraveghere o să vă spună când se poate intra, când se liberează aici, ca să avem tot timpul distanță față de grupul, față de grupul din față. Da? Iar tonul vocii cam ăsta este. Mai tare nu putem să strigăm pentru că deranjăm pe ceilalți. Bun. Să rămână. Asta era intrarea principală, da? În Castelul Peleș și avem holul de onoare la capătul scărilor. Regele Carol era acolo pentru șoaspeții. S-a inspirat cumva Ceaușescu de aici, la Casa Poporului, la Palatul Parlamentului. Cele două scări monumentale care se întâlnesc în hol copiază cumva Peleșul. Avem astea patru statui, care reprezintă cele patru anotimpuri. E foarte mult lemn de nuc, lemn de măr, lemn de cireș în Peleș, pe diferite lemn de stejar, pe diferite categorii de lemn. E multă marmură de Carrara, e multă marmură roșie. Sunt cristale de Murano, venețiene, deci ceea ce o să vedeți. Lucrate de meșteri extrem de bine pregătiți în domeniul ăsta. De asemenea, Castelul Peleșul încep la 1873 construcția. Încep să pun fundația și încercând să elimine infiltrațiile de apă care existau aici. Deci abia la 1875 încep construcția propriu-zisă, care se încheie undeva la 1880-1881, când România se proclamă regat și când familia regală începe să vină să locuiască efectiv aici, undeva între primăvară și sfârșitul toamnei, țara era condusă de la Sinaia. Ați văzut că în foarte multe filme făcute în anii 50, după Ion Luca Caragiale și în telegrame, telegrafiau toți regelui la Sinaia, da? Pentru că regele era aici, în castel. De aici, trebuie să mai țineți cont că e un castel în care o să vedeți apă curentă, electricitate, lift, o să vedeți o grămadă de lucruri, aspirator central, da? Conectat la un sistem central de aspirare. O să vedeți un fel de aer condiționat, da? Un sistem de încălzire foarte modern pentru vremea aia. O să vedem calorifere, radiatoare, da? Sunt așezate în spatele șemineilor. Șemineile sunt cumva de decorațiune mai mult, pentru că funcționau aceste radiatoare. O să vedem colecții diverse, de la arme până la cărți și la vitralii. Și hai să le vedem propriu-zis.